Suntem la Alternative Nation, suntem pe MTV, eu sunt Hefe și după ce am vorbit cu Breathless, avem o surpriză sau o bucurie pentru toată lumea. Pentru prima oară la noi emisiune, o trupă din Republica Moldova. Pentru prima oară la noi în emisiune. E Elena. Eu sunt Hefe. E de la Infected Rain și, în primul rând, bine ați venit. Mersi foarte mult. Cum decântă trupele din Moldova atât de bine? Explică-mi și mie ce se întâmplă acolo. Pentru că orice trupă vine din Republica Moldova, în România, toată lumea zice, wow, ce faceți acolo? Sau nu vă lasă să ce? Zi mie că mă duc să vorbesc. Noi suntem mai fierbinți. Nu asta era răspunsul. Ok, nu, glumesc. Nu știu care. Poate pentru că e o țară un pic mai mică și trupele sunt un pic mai multe și crede-mă că vin doar cei care se stăruie mai mult și cei care, care sunt mai bravo. De asta, oricum, nu vin toți. Suntem mult mai multe trupe decât vin la voi, în realitate. Cât de greu e să veniți în România sau să faceți un concert în afara Moldovei? Bine, cu părere de rău, avem nevoie de viză și asta este problema cea mai mare, pentru că ești obligat de fiecare dată să faci atâtea documente, să mergi în 500 de locuri ca să poți veni. Dar, din altă parte, mulțumim foarte mult Mental Support care ne ajută și de acum a doua oară venim în București doar datorită lor. Albumul cum îl scoateți acolo? Pe forțe proprii, o vreo casă de discuri care vă ajută? La tine orice chestie cu părere de rău n-avem, mai nu se dă viză, vine teanc de hârtii, n-avem mai ce. Așa este, într-adevăr. Am făcut totul cu propria forță și mulțumesc foarte mult băieților mei din trupă pentru că m-au susținut, m-au ajutat și au participat la asta din toate punctele de vedere și albumul, da, este pe contul propriu, dar este cel mai puternic. Ok, vorbeam despre album. Albumul avem chiar aici. Da. Cum se cheamă? Albumul se numește Asylum, adică este denumirea adică care era gata încă mai înainte albumului. Deci mai întâi ați făcut mai întâi numele și formă. Și arată așa și chiar vreau să... Unde poate lumea să-l cumpere? Spasiva. Amintire, pajalsta. Nu știu cine, am vorbit cu cineva și mi-a zis că s-ar putea să faceți un turneu în Europa. Acolo vezi că e mai greu cu vizele, acolo e groaznic. Adică, într-adevăr, vorbim și despre asta, vorbim de acum de jumătate de an, ne pregătim, vedem ca să nu fie un concert sau două, să fie mai multe, ca să plecăm și să facem deodată câteva concerte. Până când nu avem date precise, până când nu avem nimic, dar sperăm că în 2012, poate și cu lansarea noului album, de acum vom fi și în Europa. Există un Facebook, MySpace sau... Numai decât, am făcut și site-ul nostru, infectedrain.com și, of course, MySpace, Facebook... Până acum am văzut că există multe reacții de la oameni de afară, nu? Sunt din Europa, care nu v-au chemat până acum nimeni să haideți la noi la festival, Avem o mică propunere să facem un concert cu organizatorii care au organizat Arch Enemy în Maldivas. Și poate dacă se primește totul în prima perioadă a anului 2012, poate plecăm și facem un concert și noi, colaborând cu acești organizatori. Vedem. Adică este vorbim. Cine vrea să vă contacteze, intre pe internet. Adică doar pe internet și contactați-ne. Numai decât. Chiar acum. Hai să vorbim despre videoclip, pentru că o să-l dăm acum la noi la MTV și să spui mai multe despre el. Despre Judgment of Rap? Exactly. Ok. Ce pot să spun? Este o piesă foarte puternică, în primul rând, pentru mine. Unde a fost filmat? A fost filmat în Chișinău, adică în Moldova, în trei locuri diverse. Și ideea a fost a videoclipului ca să fim foarte aproape de
textul piesei. Adică pentru că este foarte important când înțelegi și cuvintele. Adică eu cânt în engleză ca să mă înțeleagă mai multă lume și de asta fac un accent foarte mare pe cuvintele pieselor. Și de exemplu, Judgmental Trap este o piesă contra luptelor, contra violenței războiului. Războiului și toate manifestările astea violente care se fac în lume, da. Și adică am vrut să arătăm asta și cu videoclipul. Nu știu, cred că s-a primit bine. Life is too short. Come inside and get in. Trupe din Chișinău mai vrei tu să ne recomand sau din Republica Moldova care merită să se uite oamenii și să le caute pe internetul worldwide, bla bla bla? Sunt
foarte multe. De exemplu, pot să aduc un exemplu, trupa care e cu noi în turneul ăsta, formația Todo, care sunt și niște prieteni ai noștri care au început plus minus la, în aceeași perioadă în care am început și noi și care au și ei mai mult de un videoclip, au și ei un album și sunt foarte puternici. Un pic alt gen de muzică, dar sunt foarte tari, sunt foarte bravo și chiar să vă uitați astăzi. Foarte bravo. Ah, okay. O să iau și eu. Foarte bravo. Todo. Și altcineva? Mai e ceva de semnalat? Da, sunt foarte multe. Sunt Head Switch. Head Switch, da. Au cântat, am cântat cu Coma la Chișinău cu Head Switch. Și... super ok. Sunt super, super bine. Atunci mă țin minte și pe mine, pentru că eu am cântat cu Head Switch o piesă. Păi doar toți ai zis, da, Head Switch, da, aia ține aminte. Sunt trupe care cântă în limba română, ca paralela 47, foarte multe. Adică, da, ca să știi mai bine, ar trebui să vii în Chișinău, să ai măcar 2 săptămâni, pentru că aproape în fiecare zi avem concerte și e super. Este Elena, Infected Rain, mergeți, căutați pe eBay, MySpace, Amazon. Mersi foarte mult. SoundCloud, trebuie să zici bla bla bla, bla 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 bla, da. Și acum zic eu Infected Rain și tu zici mersi foarte mult. Mersi foarte mult. Ok, hai să vedem videoclip și multă baftă în seara asta la concert și sperăm să mai veniți la București sau la RCNM în Maldives și bla 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 bla. Nu mai baftă. You try to come out. You.